Voucherele de vacanță vor putea fi folosite doar în stațiunile balneoclimaterice și în agroturism. Explicația este că pe litoral, unde prețurile sunt destul de mari, pot merge cei care au suficiente venituri cât să nu aibă nevoie de voucherele de la stat. Tichetele de vacanță acordate bugetarilor din România au fost suspendate în 2021 din cauza pandemiei de COVID-19 de către guvernul condus de Florin Câțu. Totuși, voucherele de vacanță neutilizate în anul 2020, care a fost marcată de restricții mai dure, au avut o prelungire la termenul de valabilitate, care se întinde până la finalul acestui an. Da, e bune că mai trece și comercianții și infrastructura respectivă. Păi, un lucru foarte bun. Da. Un lucru care va fi diferit anul viitor este faptul că nu vor mai fi utilizate pe litoral, doar în stațiuni, cum ar fi Herculane și Căciulata, de genul acesta. Normal ar fi trebuit și să fie valabile și pe litoral și la comun, dar din păcate dacă așa au hotărât, așa zisi, guvernanți care... Părerea care o știm cu toții, ne ducem la Bolănești, la Herculane, în stațiunile astea mai minore, dar poate sunt mai amenajate, că peste tot pe unde s-au dus pe la mare, pe litoral, pe stațiunile mari, pe la Brașov, toți au zis că nu le-a ieșit așa de bine prin faptul că a fost aglomerație, a fost cu cazurile astea de COVID, cu atâtea întâmplări. Și am zis că pe aici, prin jurul nostru, mai aproape, județele Vâlcea, astea, Vălăneștiu, pe la Herculane, că e al nostru aceea la Banat. Pe lângă propunerile de creștere a salariilor, pensiilor și alocațiilor, socialdemocrații au insistat și asupra revenirii voucherelor de vacanță pe care angajații din aparatul de stat le primesc. Se pare că PNL a fost de acord cu reintroducerea acestora în 2022. Sunt folositoare, sigur că dacă mai învie turismul că... Tichetele de vacanță vor avea în 2022 o valoare de 1450 de lei. Noutatea pentru anul viitor este că aceste tichete de vacanță vor putea fi folosite de români și în stațiunile balneoclimaterice și vor viza totodată și agroturismul.